familie, distinși auditori, mai întâi de toate îmi cer scuze pentru faptul că nu pot să vorbesc prea bine. Sunt într-o situație puțin mai dificilă din punct de vedere al sănătății, dar voi încerca să prezint și o mărturie. Sigur că nu mă voi referi în mod special la carte, pentru că atrag atenția, cum bine a sesizat și Părintele Pleșa, e numai o frântură a adevărului, numai o parte din adevăr, nu reprezintă adevărul plenar. Probabil că multe alte lucruri vor mai urma. Și de aceea, atunci când încercăm să facem portretul cuiva, sau să ne pronunțăm, din punct de vedere axiologic, e foarte dificil, indiferent ce expresii minunate ai folosi, sau la ce înălțime ai urcat spiritual, ai urcat cu gândul și cuvântul, pentru un om e insuficient. Omul rămâne totuși o taină al Dumnezeu. Indiferent că el se realizează, că este ajutat de anumiți factori, de familie și de alți factori și de educație să se realizeze, să ajungă la performanțele harurilor și darurilor încredințate lui de Dumnezeu sau nu, el rămâne o taină. O taină. Mulți dintre noi sau mulți dintre oameni ajung în cele de urmă să devină minuni. Ei bine, dragii mei, cu privire la evenimentul de astăzi, este un eveniment spiritual, cultural, deosebit. Și într-o perioadă specială, o perioadă pascală plină de bucurie. Sigur, ar fi trebuit să încep cu Hristos a înviat, dar nu încep cu asta la sfârșit. Învierea să rămâne la sfârșit, să fie țelul nostru ultim. Ziua Sfântului Gheorghe, cred că în sală sunt mulți care poartă minunatul nume. Două lucruri să rețineți. Sigur că afară e o zi minunată de primăvară, chiar frumoasă în ultima vreme. Arată oarecum relația asta specială dintre Sfântul Gheorghe și natură, și pământ. Pământul în care suntem creați și pe care supraviețuim. Și de ce mă refer la lucrul ăsta? Că în carte părintelui îi place să se numească un pui de țărană. Ei bine, Gheorghe asta înseamnă un lucrător al pământului, în primul rând. Și e bine că se numește așa și o să vedeți de ce, un pui de țăran. Și unde a ajuns acel pui de țăran, care a știut bine ce vrea, s-a cunoscut pe sine? E, poate că ar fi trebuit să facă cu referire direct la persoană, dar încă mă voi mai zăbovi puțin. Dragii mei, când pleci dintr-un anumit context și toți sau marea majoritate dintre frățiile voastre cunoașteți contextul în care s-a născut oarecum părintele și cei de vârsta mea cu părul alb. Nu pot să spun că a fost nemaipomenit de fericit. Dar pe de altă parte nici că a fost nefericit. Dar un lucru îl voi spune. Că eu am venit acum să dau o mărturie și despre context și despre persoană. Ei bine, contextul acela a permis unui pui de țăran să se realizeze. Să ajungă dintr-o taină al lui Dumnezeu, o minune. Cu adevărat. Și pe mulți o să-i mire lucrul ăsta. Cum? Și dacă ne întoarcem la vremea noastră, în care beneficiem de toate facilitățile și libertățile posibile și imposibile, și vedem rezultatele, apoi ce să facem? Să continui cu întrebarea ce se întâmplă cu acei minunați pui de țăran, care continuă să se piardă în marea vieții, și rămân totuși taine și n-ajung niciodată să devină minuni? E adevărat și ăsta, lucrul ăsta e adevărat.
Dar am venit să dau o mărturie despre adevăr. De ce trebuie să dăm mărturie despre adevăr? În mod normal, adevărul nu are nevoie să fie mărturisit de nimeni. N-are nevoie de martori adevărul. Se impune prin sine dacă este adevăr. Dar în societatea și în contextul în care se află omul contemporan, s-au produs niște mutante, au intervenit niște schimbări. Relația lui cu valorile, cu sistemul de valori, s-a schimbat, ca să nu zic că s-a modificat. A apărut ceva ciudat, dintr-un punct de vedere de dorit pentru unii. Multiculturalismul, pluralismul, un lucru care ar fi trebuit să ne minuneze și să ne facă să avem admirație. Pentru că am considera că acolo unde există pluralism, ai posibilitatea să selectezi cu adevărat valorile. Prin pluralism și multiculturalism, asta ar trebui să fie sensul ultim, selectarea valorilor. Dar din nefericire nu s-a produs și nu se produce o selectare a valorilor, ci se produce o devalorizare, o relativizare a valorilor, încât, într-un anumit sens și într-un anumit context, mulți aproape că nu mai știu nici cine sunt, nici unde au ajuns și nici încotro să îndreaptă. Și în această situație e necesar ca să fie o mărturie despre adevăr. Să vedeți că, într-adevăr, un pui de țăran, în niște condiții și într-un context, a reușit, destul de dificil din punct de vedere financiar, a reușit să ajungă să dea valorile care l-a zestrat Dumnezeu, să devină minune. Voi repeta cuvântul acesta. Mă întrebau mulți ce părere am despre Părintele Safta. Și a zis, măi, este un om de succes. Și ce înseamnă, Părinte, om de succes pentru urma tale? Din câte îmi dau eu seama, indiferent în ce colț al Europei am fi, omul de succes este, în primul rând, un om de voință. Un om de voință. Cine n-are voință nu se ajungă niciodată la succes. Ei bine, dragii mei, Părintele a fost un om de voință. Dintr-o familie așezată, sănătoasă, cu o tradiție spirituală, religioasă, bună, a neamului românesc, a cunoscut de vreme greutățile vieții, a știut și a fost educat în cultul muncii, că al doilea criteriu al succesului pe lângă voință este cultul muncii, și a asumat de tânăr responsabilitățile muncii, a știut ce vrea, s-a cunoscut pe sine și apoi, foarte ușor, omul și-a urmat țelul respectiv cu ambiție, cu voință și cu o stăruință aproape puțin obișnuită la marea majoritate a tinerilor care se lasă cam furați de valuri. Deci, aș vrea să spun că cei care doresc să citească această carte, care e foarte frumos scrisă și face cinste doamnei profesoare Nore Părintelui, o să, între rânduri, o să înțeleagă câteva elemente deosebite care îi ajută să se realizeze ca oameni în viață. O să înțeleagă că, în primul rând, e bine să știi ce vrei, să cunoști bine obiectivul pe care îl vrei să-l realizezi în viață. Apoi să intri în cultul muncii, să-ți asumi responsabilitatea muncii de tânăr, să te obișnuiești cu greutățile de mic, să cunoști că viața e frumoasă, dar să înțelegi că e și grea. Că dacă nu înțelegi greutățile ei, nu știi nici să o apreciezi și nici frumusețile să-i le apreciezi.